țara în care statul te ajută să treci peste despărțirea de persoana iubită. Statul pune la bătaie 3,7 milioane euro. Nu este niciun secret că despărțirile pot lăsa urme adânci în subconștientul și în inima noastră. Tocmai din acest motiv, autoritățile unui stat s-au gândit să lanseze o campanie neobișnuită. Aceasta are rolul de a ajuta pe tinerii din țară să treacă mai ușor peste separările dureroase au fost alocate 3,7 milioane euro. O campanie pentru consolarea tinerilor părăsiți. O țară își ajută tinerii să se refacă după despărțiri printr-o nouă campanie inedită. Este vorba despre Noua Zeelandă. Această campanie, intitulată Love Better, se adresează în mod special generației Z și are scopul de a-i ajuta pe adolescenții să treacă mai ușor peste relațiile șoate. Ea le oferă o platformă prin care pot vorbi cu profesioniști despre fostele lor relații și nu numai. În plus, tinerii vor avea la dispoziție videoclipuri, articole și chiar podcasturi. Despărțirile sunt grele, dar puteți să treceți definitiv peste ele. Asumați-vă sentimentele, spune o voce liniștitoare din videoclipul campaniei. Totodată, Tinerii sunt încurajați să discute despre experiențele lor. De altfel, în imagini apar mai mulți adolescenții care explică felul în care au gestionat despărțirea de un fost partener de cuplu. Trebuia să o fac, sincer. Devenise ridicol, devenise ceva atât de incontrolabil. Am nevoie să dorm noaptea. Am nevoie să uit, spune un tânăr care a început prin a o bloca pe fosta lui iubită pe rețelele sociale. Statul care îi se ajuta tinerii să treacă peste o despartire dureroasă. Vrem să i susținem pe tinerii noștri. Ministrul Asociației pentru Dezvoltare Socială, Priyanka Radakrishnan, a spus că guvernul Noii Zeelande va pune la bătaie 6,4 milioane de dolari neozeelandezi, 3,7 milioane de euro, pentru această campanie în următorii trei ani. Știm că despărțirile ne afectează. Vrem să îi susținem pe tinerii noștri și să îi facem să conștientizeze că există o metodă pentru a ieși din aceste situații fără să sufere sau fără să provoace suferințe altora, a spus ea. Conform cercetărilor efectuate în 2022, aproape 80% dintre tinerii din Noua Zeelandă, cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, au fost într-o relație, iar 87% dintre aceștia au suferit sau au cauzat la rândul lor efecte nefaste. Cei mai mulți tineri, în jur de 55%, nu sunt încrezători sau sunt doar oarecum încrezători, i-ar putea pune capăt unei relații fără a face rău, au mai arătat cifrele.